Noi am făcut proiectul acesta, este legat cu 45 de ani a norocului care va avea loc în anul viitor și 70 de ani de la naștere a domnului Mihai, maestrului Mihai Dolgan, care a fost fondatorul și conducătorul timp de 40 de ani acestei formații. De aia, în proiect se includ mai multe etape. Asta prima etapă care noi acum o facem, asta e vorba de pregătirea noului program și a noi componențe a formației, cum a fost cu 4 soliști și 7 muzicieni. Am cosut costumii noi pentru formație și am editat videoclipul. Prima etapă este finalizarea a concertului care va avea loc în Palatul Național. Noi astăzi am pus problema ca 40-50% din repertorul să fie nou, ca pentru spectator să fie interesant. Că, bineînțeles că șleagările, clasica, muncii și lucrările lui Dolgan, pe mult timp ele sunt iubite, sunt așteptate, dar noi totuși punem problema ca să fie ceva și nou. Acest concert, bineînțeles, este unul din obiectivele propuse, dar este un moment de mare răspundere pentru noi. Suntem emoționați, cel puțin eu, fiindcă, cu adevărat, este vorba de un patrimoniu muzical incontestabil, care trebuie să păstrat și trebuie să și dezvoltat, trebuie să promovat și, bineînțeles, păstrând aceleși frumoase tradiții al norocului, propuse de la bun început de Mihai Dolgan și care au fost susținute toată viața de dumnealui, o dezvoltare, o continuare, o lansare de noi talente. Formația Noroc întotdeauna a fost multidimensională. Deci ea nu s-a limitat doar la un stil, a abordat diferite genuri de muzică și a făcut cu mult succes și noi trebuie să continuăm lucrul ăsta. Și încă o dată spun, din fericire a fost așa și noi trebuie să continuăm același lucru, fiindcă întotdeauna participă oameni diverși, cântă muzicieni diverși și este normal ca fiecare să aibă posibilitate să se manifeste în felul său cât mai avantajos. Am să facem tot posibil să ne integrăm cât mai cât mai firesc în arealul muzical de la noi și desigur că artiștii ce pot să facă sau o trupă ce poate să facă mai bine decât numai să cânte multe spectacole în regim live, ceea ce ne dorim foarte mult.